Și săptămâna trecută a fost una incendiară, la propriu pentru pompierii hunedoreni. Cele mai multe intervenții au fost la incendiile de vegetație, pompierii fiind nevoiți să intervină la aproape 200 de astfel de arderi necontrolate, un număr dublu față de săptămâna anterioară. Din fericire, nu au existat victime omenești, dar pagubele materiale au fost considerabile, unele incendii de vegetație scăpate de sub control afectând și gospodării. Săptămâna trecută, echipajele operative ale subunităților ISU Hunedoara, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență și reprezentanții ocoalelor silvice, au intervenit la peste 186 de incendii provocate de arderile necontrolate de vegetație uscată. Cu toate că au fost dispuse mobilizări suplimentare ale resurselor umane și materiale pentru limitarea manifestării arderilor, suprafața totală afectată a depășit 1900 de hectare de teren. Întrucât aceste incendii se propagă foarte repede pe lângă vegetația uscată, au ars pășuni împădurite, litieră și chiar livezi, în unele cazuri flăcările cuprinzând locuințe sau anexe. Pompierii consideră că aceste situații critice și îngrijorătoare cu care ne confruntăm de mai multe săptămâni la nivelul întregii țări sunt consecințe ale comportamentului cetățenilor care, în pofida semnalelor de alarmă trase de autorități, ignoră orice recomandare în ceea ce privește modul de igienizare a terenurilor. Pe lângă aceste aspecte, fermierii care își igienizează terenurile prin ardere pot pierde subvențiile de la APIA și, în plus, vor fi obligați să restituie sumele încasate.